Salut și bine găsim la un episod de Sunkenland pe Iona Games. Dragilor, am avut două atacuri, unul violent și unul mai puțin. Mi-am făcut un pic de ravagii pe aici, prin bază, pe aici, pe sus. N-am mai putut să pun înapoi peretele de aici. Nu m-a lăsat, nu știu care a fost combinația. Nu am putut să mai pun și am făcut ceva de genul ăsta, așa, o improvizație. Atac violent după ce am tăbăcit pe băieți, dar asta este. Între timp, eu am fost pe acolo, pe la, cum îi spune, pe la rafinării și am găsit foarte multe, nu foarte multe, am găsit încă două chesturi cu rost din state și acum am... Unde sunt puse? Unde sunt puse? Am 6 bucăți. Asta îmi permite să fac astăzi asta, cum îi spune, furnalul pentru oțel. Deci facem furnalul pentru oțel, îi dăm de aici așa frumos și vom fabrica nici mai mult, nici mai puțin de oțel. Pe unde, pe aici, pe undeva trebuie să am și astea. N-am de-astea, n-am electronic. N-am electronic, trebuie să mă duc la bătaie iar. O să-l las și asta aici, mergem la bătaie, că n-avem încotro. Butelia asta e goală, o să o las aici la încărcat. Da, bătălie urtă am dat. Dați un picuț așa să servim și noi niște de astea, să se umple astea pe aici. De asemenea, avem mâncare noi, o să mai iau de aici o mâncare. Așa, dacă tot plec la bătaie, pot să fac, am văzut acum, pot să fac tactical vest și la tactical vest asta, dar pot să fac și, dar bine aici trebuie steel ingots. Pot să fac tactical vest armor, da, pentru că am pasta ruptă, uite, forest tactical vest, o am pasta, îmi trebuie bumbac. Și cu de-asta. De ce îmi spune că nu am... Asta cum e? Tactical vest. Păi de ce nu mi-o dă pe asta? Military vest îmi trebuie. Aaaa, ce mă bucuram eu. Păi și tactical vest care este? A, ia asta de aici de sus. A, n-am făcut nimic. N-am făcut nimic. Mă gândeam că îmi fac o mică armură ca să pot să... Mai cresc un picuț la asta. Deci n-am făcut nimic nici aici. Bun, hai să mergem. Mi-au rupt băieții și pontonul. Ia uite ce a făcut aici. Și barca aia cu pedale. Apropo, a pățit o chestie. Fuel 3,7. Și mai am una la mine. Băgăm aici. Așa, tati. Hai. Mergem la scotocit baze pentru că avem nevoie de electronic parts și de asemenea și de rodinitate pentru că mai avem de construit. Alarma a funcționat de fiecare dată, a pornit, doar că îmi consumă foarte mult combustibil. Ideea este că ea pornește și în momentul în care după aia trebuie să opresc eu. Ei, și dacă am tot m-am bătut cu băieții acolo și asta, alarma a bingănit toată perioada asta. Și a trebuit să, cum îi spune, a trebuit să consume combustibil. Asta a fost prostia cea mai mare. Băi, am pus ochii pe ceva pe aici, baze, dar vedem ce mai putem lua. Văzusem eu o bază șmecheră. Cred că asta din față de aici. Deci pot să, ca să fac vesta, nu pot să o fac deocamdată. Țin apăsat pe alt și o scot de aici pe asta, că nu mă interesează. Rămâne doar furnalul de oțel. Trecem la plecarea oțelului, pot să-mi fac vestă mai șmecheră și de asemenea pot să-mi fac pasta pe camatul de aici. Pot să-mi fac, cum îi spune, și cască mai șmecheră. Ușor, ușor ne îndreptăm pe astea mai bune, dar trebuie să fac neapărat acea heavy machine gun de pe acoperiș să pot să-i ciuresc pe băieți că este belea tati cu ei. Băi, muniție... Am la greu, mi-a făcut gloanțe de pușcă. Vreau să atac baza asta de aici. E destul de complicată treaba și destul de grea, dar poate mă descurc, cine știe. Și am nevoie de, cum îi spune, am nevoie de rodinitate de asemenea și de electronic parts. Poate găsesc pe aici, ia să facem un tur de orizont. Uite acolo, deja văd unul aici, unul acolo. Pe aici pe jos sunt, uite unul pe jos. Știți ce n-am luat la mine? N-am luat ăla de reparat. Ai fugit. Câte ceasul e? 8. Coboară. Vine în apă. Facem următoarea manevră, tăți așa un picuț. Dar nu mă apropiem să nu trag în barcă, asta e ideea. Gata, l-am liniștit. L-am liniștit ăsta. Ia. Mai dăm o tur pe aici. Măcar pe aia pe sus, dacă putem să-i dăm jos. A, acolo e unul sau? Nu, era un colț de... Până casele pe acolo să poată să fie. Uite acolo, uite cu verde, acolo este electronic parts. Deci acolo am nevoie să ajung. Rocile gemene, stâncile gemene. Salvation Clan, opa, ăștia-s de-aia răi, tate, deci nu ne jucăm. Da, n-am mai luat și din ei, am luat doar unul. Ăla acolo e... L-am luat? Foarte bine, tati. Las un pic barca aici. Trebuie să luăm shotgun-ul de aproape. Muniție, așa, tati, dai de pistol. Au, 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 au. L-am culcat pe la micu, e bine. Armii veste, acum am găsit. Au! Acum am găsit armura aia care îmi trebuia mie. Pe unde ești, bossule? Ia. O să cadă pe aici. Ouleu. A durut? Uite acolo unul. Uite acolo unul. Pe unde să te iau pe tine? Ah! Au! Unde ai rămas? Vreau să iau de aici muniția. E pe aici, bulache. Te-am văzut, te-am văzut, te-am văzut. Safe-ul. Pantalon, bănuți. S-a cam umplut. A, așteptat cu fiul. A plecat cu fiul. Uite, aici sunt alea electronice. Da, trebuie să mai golim din băieți. pe aici inele și cercele și alte chestii. Îi dau și o de-asta micuță așa. Îi dau și o apiță. Hai. Uite pe micuța acolo. Mamă, dar cum stă el pitit după aia? Îi dau un bănesc, uite. Nu-l iau de aici. Aoleu! Ce-a dat bulangiul? Care mai dai, mă? Stai un pic că e belea! Stai un pic că e belea! Bă, de l-am văzut pe ăla, că a venit așa de lângă mine, m-a lăsat la baionetă. A văzut un videoclip de-a mea, că l-am sărit la baionetă odată. Deci pe unde am urcat ca să mă urc odată. Pe aici nu pot, a, și pe aici. Pot să urc pe aici? Cucu. Aoleu! A durut când a căzut din cer? Mamă! Muniții, da. Beleaua e că am inventarul țapă în tati. Am foarte multă muniție, am și... Ce mai pot să scap eu de aici ca să pot să... A, uite câtă muniție am la mine. Nu pot să mai adun nimic după aici. Shotgun ammo. Vreau shotgun ammo. Arunc asta. Parfum, dă-l în cod parfum, că mă întorc după el. Olcat, am spus. A venit Rainbow Style. Aoleu! De unde dai, mă? De unde dai, mă? Arată o dată. Mă arată o dată că n-am văzut faza. N-am văzut de unde a tras, mă. Te aud, bulache, dar nu te văd. Tot tragi? Am tras? N-am mai tras. Pe aici să ia morți de-aia de jos. Clear. Încă nu e gata insula. Liniște pe aici. Mai am turnul la partea. Cred că e gata turnul ăsta, dar turnul altul geamăn. Au. Telefoane. Doar muniția mă interesează ca să pot să trag în băieți. vestă armii. Cucu, uite roz vințat aici. E bine. Tot e insula cu roșu. Mai servim ceva. Mai luăm și noi ceva de haleu. Mai luăm, o luăm și pasta. Uite câtă muniție am aici. Shotgun-ul. Pe unde mai sunt băieții și fetele? Aici liniște. Aici sus pe perete ceva. Nimic deocamdată. Pe unde mai sunt băieții? Cărniță, alte chestii. Mă întorc după restul, nu-i problemă că o să lutez tot. Dar trebuie să eliberez un pic zona. Cucu. Aici sunt cu pantalon, cu alte chestii. Aici. Băi, stați așa un picuț, că dacă se întunecă afară, facem următoarea șmecherie. Vreau să mă duc după... Dar nu mai știu unde era. Facem așa. Dar trebuie să las astea undeva. Aici am safe. Las... ce să las eu? Las ceasul, las casa, că mai am o de-asta. Iau pe astea, că astea îmi trebuie. Eu după astea am venit. Las și scrapul. Și să iau și... Deci pot să iau asta, fiți atenți aici. Asta pot să o iau, nu-i problemă. Și asta pot să o fac așa. Așa, tati. Să mai iau de-astea, cum îi cheamă. Dar nu mai știu pe unde am văzut. Astea pot să le fac. O dată. Asta pot să le fac. A doua oară. Nu mai știu pe unde am trecut. Am trecut pe lângă alea cu... Să iau roții din tate și... Tate așa. Aici ce mai găsesc? Te-am auzit. Te-am auzit. Doar că nu te văd. Asta e cu burea pe al doilea turn. Unde ești, bulișoară? O barcuță. Nu am zis că de deocamdată. Hai, dacă tot aici să golesc asta, aș lua, v-am spus, alea, trebuie, cum îi cheamă, electronic parts. Mai las totuși din muniția asta, că e multă. Las și fierul. Și târnă copul, că nu adun de acum. Și revolverul, deocamdată îl mai las aici, poate cine știe. Rămân fără muniție, deși nu mai sunt mulți. Da, pe unde mai fi băieții? Ați? Deci l-am auzit pe ăla că striga, dar nu-l văd. Adună măcar pe ăștia pe aici să... Ahou, doi! Gata, tati. Gata, tati, că i-am liniștit pe toți. Insula e a mea acum. S-a întunecat frumos, ăsta și eu de aici electronic parts. Asta era pofta ce-am poftit. Și de aici să iau astea. A, e, tati. Și aici am și electronic parts. Și mai rămas pe jos ce componente, chemical glass. Aoleu. Componente ar fi bune, glass și chemical, asta le-a bun pentru gloanțe. Tata, și facem așa următoarea șmecherie. Iau asta, las asta deocamdată. Asta a scos bine. Ia asta așa să iau. Mai punem aici rubber-ul. Și mai punem aici, ce să mai punem aici ca să nu mai bandajele astea. Și iau și sticla. Și pun sticla aici și iau, las bandajele așa. Gata, tata. Poți să sar de aici? Hați? Ai. Acasă deocamdată. Și mă întorc după aia, că nu se știe dacă vin băieți sau nu vin băieții. Important e că i-am liniștit pe băieți, pe ăștia de aici. Și dacă ne uităm aici la facțiuni, deci ăștia cum se numeau ăștia, Salvation Clan. Ăștia mai sunt două insule, în total 33 de bucăți. Deci i-am mai liniștit un pic și pe ăștia. Deci am mișto eu asta. Mi-a plăcut asta. Îmi plac astea așa strânse. Mai sunt niște insule care sunt destul de întinse. Ale nu prea îmi plac, că trebuie să mă duc să alerg pe acolo. Dar astea așa care sunt pac-pac la înghesuială și trebuie comando de noapte sau de asalt, cum îmi place mie. Băi, dar trebuie să mai fi plecat până ce aici. Am plecat așa cu mâna goală. Da, las așa cum am picat. Deci vreau să fac stil furnance la furnalul ăla, dacă reușesc. Și după aia să-mi fac vestă de militară. Îmi dă câteva puncte în plus, îmi dă, dacă nu mă înșel, chiar 5 puncte în plus la armură, ceea ce contează. Pot să mai încasez așa vă două bucăți la băieți până mă aflu de unde trag ei, ca să pot să-i găuresc eu. Sunt foarte mândru de shotgun-ul ăsta cum trage, de aproape. Pistolul ați văzut și ăla face minuni. Și cu pușca cu lunetă, deși pe aia lunetă, zic eu lunetă. Cu punctul acela, pe diferite canale mi-au ajuns la urechi reclamații, domne, nu, e bună, că nu, eu m-am învățat cu ea și așa trag. Toți au spus că și-au scos acea cătare, nu știu cum se numește, dacă n-a făcut armata, dar parcă așa se numește, cătare. E, eu o las acolo să fie, adică să nu... Uite cum se vede toată... Nu știu dacă mai am combustibil în generator, ca să-mi iorle sirena când vin băieții. O să las barca, cred că undeva pe aici o să las barca, așa departe, nu mă duc eu aproape, ca să nu am surprize. M-am zis, pe aici mi-au stricat pontonul, pe aici mi-am făcut varză băieții. Am mai dat eu cu ciocanul, am mai reparat pe aici pe acolo, dar... Deschideți poarta, că mi-a înghețat toate alea, așa toate. Deschideți-mă asta, să ascund pușca asta de aici. Deci acum, ia să ved, astea las aici, acum am o bucăți de-astea. Mă interesa unde am pus eu astea. Tot mai trebuie. Mai trebuie să mai duc să mai lutez. Deci asta nu n-am zonit cu astea. Mi-am făcut și cutie de muniție aici. Deci aici e toată muniția și toată armura, asta tot ce înseamnă arme de foc. O să mai las, nu mai las nimic aici. Iar aici sunt alea de făcut arme și alte chestii. O las și pasta să fie aici. Deocamdată. Hați. Băgăm și noi o limonadă la culcare seara așa frumos. Plantăm înapoi. Hați, 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 hați. Mi-au și rămas semințe chiar. E bine de bine. Bun. Hai să văd dacă nu... Deci acum o să-mi fac vesta. Asta este. Măcar fac vesta. Deci am zis eu... A rămas în ăsta, mă, în chest. Nu știam. Ah. Nu știam ce făcut eu cu alea. Trebuie să duc barca puțin aproape. Uite aici vesta. Ah, mai am 3 aici. Este, mă, că fac alea. Las asta. Iau asta. Hai, mă, cu barca puțin mai aproape. Doar veni băieți acum. Dar v-am văzut barca aia cu pedale, mi-au căpăcit-o. Deci atac, Deci numai din larg erau băieții și cu automate și cu ce era acolo pe ei. Scandal mare. Deci acum teoretic aș putea să fac, ia stați așa un pic. Unde am pus, mă? Uite aici, am 10 de-astea și mai trebuie ceva fier. Dar trebuie să las eu vestul deocamdată și să iau așa. Tot mai trebuie. Las și asta și iau și pe ăsta. Tot mai trebuie. A, e tati. Și acum pot să fac ăsta. Să o pun aici jos, lângă asta, ca să fie aproape de astea. Și acum putem să băgăm cărbune, tot plângeam eu ce fac eu cu atâta cărbune, uite. Și băgăm 5 de-astea. Și acum băgăm, iată, facem oțel, tati. Deci, facem oțel de oțel. Și scăpăm și de cărbune asta, că tot plângeam eu ce fac cu atâta cărbune. De asta las aici, că mai trebuie, pentru, ia. Ca să fac research-ul asta îmi trebuie, pot să fac research-ul și la asta, îmi trebuie 4 de fier. Și după aia mai trebuie o distanță de fier, ăsta, oțel. După aia pot să, adică acum dacă o deblochez și după aia pot să o și fac, să pun acolo sub acoperiș și trag în băieți ca să nu mai mă nerveze. Deci trag cu pușcă de calibru mare. Deci o să fie deranj puternic atunci. Când o să vină băieții, dar mi se pare mie, dacă nu mă înșel, că va trebui să cumpăr niște gloanțe, deci să fac un blueprint pentru gloanțele de la aia. Da? Deci facem asta acum. Așa, și să fac și vesta și cam o dată pe asta. Mamă, câtă muniție am aici. Asta să fie, că ați văzut cum vin băieții și nu se știe. O las pe asta, o las pe asta. Deci aici am... Pot să-mi fac arme acum la greu. Am și revolverul ăla. Aici am și muniție făcută, și muniție și astea făcute. Am și grenadă, tate. Băiat de băiat. Aici beau un picuț. Ia să vedem noi acum. Pot să-mi fac eu asta? Băi, dar aveam... A, mă speriasem. Și acum pot să o fac pe asta. A, dar îmi trebuie 4 de oțel. Îmi trebuie, deci, deocamdată am prima placă de oțel. Mamă, să mă duc să adun... Să mai bag de aici niște cărbune. Deci trebuie 4 plăci de oțel, deocamdată am una. Ce să mai las eu pe aici? Aici să las asta, să las asta. Acum aș debloca, m-aș gândi să fac asta, cum îi cheamă. Asta le bag aici, unde sunt astea cu fier toate. Îmi iau asta înapoi și bag aici oțelul. Aici bag alea de vânzare, am monezi. Uite câte monezi am. Uite, muniție aici am, pentru pistol, dar pistolul trag foarte mult, așa că nu mă hazardez să le scot de acolo. Trebuie să neapărat să mă duc după fier, adică uite cât iron ingoți intră 5 bucăți la o bucată de asta. Deci e complicată treaba. Aici trebuie să umplem asta. Vreau și o armură, aveam și o armură aia șmecheră. Și vă spun de ce mă zbat eu pentru ea. Ați? Să mă duc neapărat pe insulele de alea, care de alea întinse, care chiar nu-mi plac, dar trebuie să mă duc să adun fier. Deci, eu am acum armura asta, 17, da, de poliție. Dacă o fac pe asta de armată, da, Army Vest, Tactical Military Vest. A, pot să fac pe asta cu 20. Mă, dar nu m-aș băga să fac pe asta, mai consum și oțelul degeaba. Aș face o pasta direct, Tactical, dar trebuie să găsesc Military Vest. Ia stau cu minte deocamdată, fiți atenți așa. Tactical Vest, Army Vest. Pot să fac asta cu 20. Dar vrea... Nu mă, vreau pasta. Military Vest și astea care e? Army Vest. A, military vest îmi trebuie, mă. A, stați așa un pic, că nu e. O las pe asta deocamdată. Ar trebui să fac pe aia, să caut pe aia. Și tactical helmet. Asta, tot oțel îmi trebuie. Și îmi dă 15, eu am pe asta cu 13. Astea sunt șmecherie tare. Dacă găsesc pe astea cu special force. Ia. Am băgat din nou aici. Da, și în felul să scăpăm și de carboneuter. L-am băgat frumos aici. Deocamdată am... cât am o bucată de oțel? 2. Și mie îmi trebuie aici, facem așa, o lăsăm pe asta pe locul 2, nu ne mai complicăm. Și o pregătim pe asta de aici. Deci îmi trebuie 4 bucăți de astea ca să deblochez pasta. Trebuie 4 bucăți de oțel, mai trebuie 5 de... Ia să de aici, acum fac pe a treia. Mai am exact 5 fac aici. Deci pot să fac pe a patra. Ca să fie treaba bună. Iată, și bucățica asta. Și avem așa. Avem pe asta. Le avem pe astea și putem debloca, tati, asta. A, e tătuțul. Și acum să ne uităm un picuț ce înseamnă dânsa. Înseamnă 4, mai trebuie încă 3 advanced parts, trebuie 8 steel ingots. Astea le am, astea le am. Da, trebuie să mă duc iar să mai atac baze și să fac rost de advanced parts. De asemenea, trebuie să mă duc pe insule și să adun fier sau pe acolo pe sub apă ca să pot să fac steel ingots. Dar important e că am deblocat astea, să vedem, dar mai lăsăm de aici una alta. O să las asta aici. Muniție ca la balamuc. Aici băgăm cărbunele. Deci nu mai am fier oricum. Aici las asta. Și cam atât. Da? Uiteam și de asta e o grămadă la mine. Bun, dragilor, cam atât pentru astăzi. Am atacat o nouă bază. Am deblocat frumos pușca asta. Pușca asta care de calibru greu va fi sus pe acoperiș și voi trage cu ea în băieți împreună cu sirena din dotare care vă anunța frumos. Am pus acolo și niște baricade ca să mă ascund după ele când încarc și sper să fac treaba mai ușor, adică să iau mai mult din larg pe băieți, pentru că e treaba destul de complicată. Mi-au bombardat pe aici, mi-au lovit pereții, mi-au lovit inclusiv aveam acolo un dulap și pe ăla mi l-au făcut zob. Complicată treabă, dar sper eu cu arma de sus și cu sistemul de alarmă să iau pe băieți din larg și după aia ușor ușor să iau câte o facțiune și să mai scot din joc. Dacă am avut acest episod, apăsați butonul de like, de asemenea și subscribe dacă n-ați făcut-o încă. Până data viitoare, v-am salutat!